Iată că ne aflăm în apostul Crăciunului, preajma Sfintelor Sărbători de Iarnă, și avem bucuria de a asculta niște minunate colinde prezentate de un tot atât de minunat cor din București. Numele său este Te Deum Laudamus. Și este pentru a doua oară în acest an la Rădăuți. I-am avut odată ca oaspeți pe membrii acestei minunate corale în luna mai. Publicul nu a fost atât de numeros, dar a fost de calitate. Și dacă atunci bucuria a fost mare pentru minunatele piese cu care ne-au încântat acești minunați, de asemenea, oameni, cred că acum bucuria va fi de plină dată și de luminozitatea și de bucuria nașterii Mântuitorului, a cărei servare se apropie cu pași repezi. Am emoții, pentru că sunt niște oameni deosebiți și am avut ocazia, la 4 ani de zile, să cânt alături de ei, în perioada studenției mele. Ca să nu mai lungim vorba, îi invit în scenă pe membrii coralei Bărbătești Ortodoxe Te Deum Laudamus. Cu permisiunea dumneavoastră, vă rugăm să ne îngăduiți a vă prezenta câteva repere ale activității artistice și conviețuirii noastre în cânt și rugăciune spre slava lui Dumnezeu, onorând astfel titulatura coralei noastre, Te Deum Laudamus, pe tine, Doamne, te lăudăm. Cu eforturile de a promova muzica bisericească monodică și armonică, într-un veșmânt cât mai profesionist cu putință. Asociația Corală Religioasă Te Deum Laudamus a fost constituită în anul 1990 la inițiativa unor predici preoți din capitală, cărora li s-au alăturat studenți ai Facultății de Teologie și ai Academiei de Muzică din București, precum și profesioniști ai cântului din diferite instituții muzicale de prestigiu și iubitori ai muzicii coral religioase.
Fondatorii au luat în considerare faptul că slujirea și lauda lui Dumnezeu se poate aduce alături de cultul religios prin cântări psaltice și liturgice, dar și prin abordarea unui repertoriu coral al compozitorilor clasici și contemporani, atât autohtoni cât și străini, ale căror creații sunt apropiate de inimile credincioșilor. În decursul celor 24 de ani de activitate neîntreruptă, au fost susținute peste 500 de concerte în țară și străinătate, făcându-se cunoscute spiritualitatea și muzica noastră bisericească ortodoxă, iar la pupitul coralei Te Deum Laudamus și-au etalat măestria artistică dirijorii Petru Simionescu, profesor Valentin Cuescu, preot profesor Constantin Drăgușin și profesor dr. Dan Mihai Voia, personalități marcante ale vieții cultural-artistice românești. În prezent, conducerea artistică a coralei a fost încredințată preacucenului pe părinte Zaharia Matei, lector la Catedrala de Muzică Bisericească a Facultății de Teologie Justinian Patriarh din București. Efortul artistic al coralei Te Deum Laudamus a fost concretizat de-a lungul timpului în editarea 7 compact discuri, ce conțin pe lângă cântări ale Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, colinde tradiționale românești și internaționale, concerte liturgice din perioada Octoitului și Divodului și lucrări ale marilor compozitori autohtoni și internaționali. În această seară, Corala Bărbătească Ortodoxă Te Deum Laudamus dorește să ofere iubitorilor muzicii corale religioase și în special celor care îndrăgesc sonoritățile corului bărbătesc un concert care să ne apropie de Dumnezeu în rugăciune și gând, prin smerenie, realizând comunicarea sensibilă și sinceră dintre oameni. Pentru a ilustra această atmosferă exuberantă de vestire a nașterii Domnului, creionată de filonul tradiției colindului ortodox, vă propunem spre audiție pentru început Bună dimineața la Moș Ajun, de Ioan Costescu. Să colinde în sestainic
dărâmurile pline de tumultul vieții și tradiției strămoșilor noștri, împlinind misiunea de martor, dar și mărturisitor al vieții în Iisus Hristos, cel întâi chemat, Sfântul Apostol Andrei, sărbătorit cu multe evlavie de întreaga suflare creștină, a adus bucuria împlinirii noastre spirituale în darul păcii și al dragostei, fiind ca o făclie de lumină în candela de 2000 de ani a poporului român. Vă propunem să rememorăm aceste clipe de istorie creștină, oferindu-vă spre audiție colindul Sfântului Andrei, compoziția preotului Radu Antofie, transpus pentru cor bărbătesc de regretatul preot Constantin Drăgușin. Amen.
atmosfera colindei este optimistă prin excelență, căci ea este propagatoarea încrederii în providența divină, întrucât izvorul acestei nădejdi nu este altceva decât un chip al întrupării Domnului Iisus, ci astfel, iubirea frumuseții absolute nu ne aparține nouă, ci este împărtășită de pruncul Hristos. Prin acest imbolt al chemării la bucuria firească a Colindului, prin participarea afectivă și efectivă, auzim parca Eva glasul îngerilor din seara când sunetul clopotelor trezesc la rugăciune, învăluit misterios întreaga fire conjurătoare, simțim timpul liturgic al minunatei vestiri ce ne spune coboară peste lume pacea sfântă, pământ și cer grăiesc într-un cuvânt, Iisus din cerul ne binecuvântă, se așterne vaptea sfântă pe pământ. În acest sens, colindele sus boieri numai dormiți de Timotei Popovici, pe cernii de Ion Popescu Runcu, ne cheamă la un angajament spiritual în atmosfera tradiției străbune de primire a colindătorilor și de bucurie ființială. Bom.
și a poeziei textelor părintelor strămoșești. Amândouă aceste valori ne captează și ne sunt cunoscute prin una și aceeași denumire, colindă tradițională. Așa se face că pentru noi colinda se imprimă pe un portativ al unui răsunet interior, al cărui sens nu numai că ne provoacă să-l reținem, ci să-l contemplăm, dar ne face să trăim cu adevărat misterul nașterii din sus. Pe lumina acestor valențe semantice ale colindului tradițional, vă invităm să audiați ziurel de zi de nivelul de predicianță. Apoi, creația distinctului compozitor Jean de Chirescu, Colo în umbra pomului, în aranjamentul pentru corp bătătesc al compozitorului Gerus Draculat. Intervenția solistică a acestui colind este susținută cu cantoarea tinereții de vocea caldă și cristalină a tânărului teolog Cristian Mihail Paraschiv. Apoi veți audia și rindul Moș Crăciun, lucrare a maestrului netrecut al sororităților Corului Bărbătesc, Gheorghe Dan. Whoa.
Thank you.
Oh, so far, God, and for her.
acest desecat de zaure frumos și vibrație afectivă se apropie de sfârșit. Reîntorcându-ne la Drăgitele Colinde Românești, vă oferim spre audiție două lucrări reprezentative din vasta creație muzicală pentru cor bărbătesc a marelui compozitor și dirijor Gheorghe Dan. Domnul Iisus Hristos și ce vedere minunată! Soliștii celor două colinde vor fi Alexandru Grigore și preotul Valentin Boboiescu. Iar în final, veți audia dipticul de colinde Sus la răsărit și S-a născut Domnul Sfântu de Costica Andrei. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați receptat concertul nostru și pentru aplauzele oferite, vă urăm ca Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să vă aducă bucurie în inimi, belșug în casă, sănătate și succese depline, rugând pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pace și viața de zi cu zi, să ne lumineze gândurile și inimile în sănătate și liniște sufletească. Pentru aceia dintre dumneavoastră ce vor dori să păstreze vie amintirea acestor momente muzicale, reamintim că vor găsi la ieșirea din sala de concert și vor putea achiziționa compact discurile înregistrate de corala noastră. Asociația Corală Religioasă și Corul Te Deum Laudamus vă urează la mulți și binecuvântați ani!
Thank you.
Iisuse, Doamne, ai venit la oameni, că te-ai coborât pe pământ, ca un fermar. Toți te vom cânta, slavă îți vom da, de la tinerețe până la tinerețe, Doamne, Doamne,
Bani de aur ai bătut, fără
unui foișor, de desen lui provor, dulegea la sfânea curând, să vine tuturând, și spre rog dacă mergeau, din cocori și alegeau, pe cel mare și frumos, și-l puneau pe scaun jos, și când spada repezea, capul iute repeza, prânc o vrea, și pe dânsul tăbărau și zilele